Statuia fostei președinte a Asociației Femeilor Gorjenece, care a comandat operele lui Brâncuș, este acum motiv de dispută. Pentru bustul Aretei Tătărescu au considerat Comisia Națională a Monumentelor de For Public că nu corespunde din punct de vedere estetic. Ce înseamnă asta? Din punct de vedere estetic, înseamnă că nu corespunde cu imaginea reală a personalității. Sculptorul spune că este o chestiune de gusturi și se așteaptă la represalii, mai ales că a sesizat problemele de la poarta Sărutului spălată cu jet de apă. Domnul ministru Boroianu, după ce ne-am cunoscut cu ocazia vizitei la Târgu Jiu, mi-a spus-o la modul absolut amical că cineva a venit interesat să facă, dacă vreți, propagandă pentru a fi cumva sancționat cu ghilimelele de rigoare pentru demersurile făcute înainte și că personal, spune, o găsește prea sexoasă. Adică mărimea sânilor. Mai mare sau mai mic? Lucrare mai mare. Oamenii au păreri împărțite în privința celor două statui. Sânii acum nu pot să-mi dau seama că sunt prea mari sau prea mici, că n-am cunoscut-o nici în real, nici în poze n-am văzut-o pe Madame Tătărescu. Bustul respectiv nu aduce în totalitate. Și statuia regizorului Sergiu Nicolaescu a primit aviz negativ de la Ministerul Culturii și ar putea fi demolată.